Hub-ul umanitar de la pavilionul expozițional este locul spre care se îndreaptă aproape toți cetățenii ucraineni ajunși în Constanța. Aici găsesc alimente, haine, produse de igienă, dar și vorbe bune, informații și sprijin moral. De acolo sunt dulciuri și produse de igienă, mi-au spus că aveți nevoie. Din păcate, însă, proviziile de alimente sunt tot mai puține. La polul opus, articolele vestimentare sunt prea multe, iar unele dintre ele nu pot fi folosite. Trebuie și noi să anunțăm toți constanțenii să încerce să nu mai aducă haine și încălțări. În primul rând, e nevoie de alimentele de bază. Nevoile sunt mari în continuare, iar oamenii care fug de atrocitățile războiului sunt mulți. Refugiații spun că față de săptămânile trecute, alimentele sunt din ce în ce mai puține și trebuie să ajungă pentru toată lumea. The main thing that we need now actually is food. When we came here for the first time, it was more less people and more food. Well, now of course it's I think it's understandable. More people and less efforts. Voluntarii muncesc de dimineață până seara, sortează și organizează toate donațiile primite. Aceștia fac un apel la oameni și îndeamnă să aducă în special produse neperisabile, de igienă, dar și alimente speciale pentru sugari. Se simte, într-adevăr, populația a început să din ce în ce mai puțin să aducă alimentele de bază. E nevoie de niște produse, alimentele de bază, pornit de la ulei, zahăr, făină, paste, conserve, de la săpunuri, pastă de dinți, șampoane, Pampers, lapte, praf, speciale pentru bebeluși. În primul rând, sunt mâncare de bebeluși, trebuie în primul rând. Dulciuri pentru copii, produse de igienă și alimente neperisabile și puțin perisabile, cât s-a putut. Constanțenii sunt așteptați în continuare cu donații pentru refugiați la pavilionul expozițional între orele 8 și 20.